Vreau doar să mulțumesc Fundației Culturale Georgeta Mircea Cancicov, Avangardei 22, scriitorului Victor Munteanu, pentru această invitație și să urez în continuare cât mai multe realizări. Mă bucur că de fiecare dată când am participat la activitățile organizate au fost de reală calitate și în prezența unor personalități cu adevărat de seamă ale Bacăului. Sărbători fericite, Crăciun fericit tuturor, mulțumesc de invitație! Directoarea școlii Cancicov, cinciul s-a fondalit, profesor din Cusa Fondalist, vreau să vreau să-și vedeți sărbători fericite. S-auză, acolo, că e prea mare distanță. Am o sonoră. În primul rând, vreau să spun că activitatea domnului Munteanu este la nivel înalt și sunt onorată ca să fac parte din această cultură și din această organizație, deoarece am făcut și eu parte, am pus așa un suflet acestui nume, Georgeta Mircea Cancicov. Cu această ocazie vă doresc la mulți ani, multă sănătate și succes în toate activitățile pe care le desfășurați. Mulțumesc mult! Apleacă-ți fruntea de stământ, spre braza noastră milenară, reu viața română și făcătorule de țară. Într-un plin vor cu buțuioc, ascute briciul pus la grindă, peste un lichiat iat la foc, tu bărbierește-te în oglindă. Cât pământul ai colindat, ce ai colindat, spre lumea veșnic friguroasă. Acum mi-ai venit în sat, mai cald e totuși pe acasă. Care este directorul Colegiului Național Vasile Alexandrei, Leon Călin Boambă, să ne gândă la microfon aici, că cum ți-ai prea greu.
Nu zic că două vorbe, un salut de plăcere. Mă bucur că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră. Pe această cale vă mulțumesc că ne aflăm într-un mediu spiritual atât de elevat. În același timp vă transmit un gând bun atât scriitorilor cât și invitațiilor dumneavoastră și vă asigur că instituția pe care o reprezint, Colegiul Național Vasile Alexandrii, va fi pe parcursul activităților de anul care vor urma mereu alături de dumneavoastră. Vă îndemn să transformați deșertăciunea lumii în aură spirituală. La mulți ani! Între timp, ansamblul coloric tot din la Bucuieți să fie de fază, da? Să intre la parapetă acolo. Aici, portiv. Mulțumesc domnului Munteanu pentru invitație. Sunt deosebit de onorat pentru faptul că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră, cu o adunare elevată, selectă de intelectuali, de oameni de cultură ai Bacăului și sperăm, sau sper în ceea ce mă privește, să mă implic în ce mai mult în această activitate. Am mai fost de câteva ori la domnul Munteanu, la biroul domniei sale, în legătură cu o serie de acțiuni, cu agenție literară pe care vrem să o înființăm și cu alte activități. Deocamdată, încă o dată, vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc sărbători fericite, Crăciun fericit, toate împlinirile, tot ceea ce vă doriți. La mulți ani! Ne invităm pe cele mai vechi jurnaliști bacalani, inclusiv cruzător, vorba de Eugen Dărăș. De ce nu vei expulsă la aici? Păi, aici, dacă spuneam, nu avem. Mai întâi să vă spun un secret. Voi ne împlinem 78 de ani, așa că să aplaudați. Oricum îi mulțumesc prietenului meu, Victor Munteanu, pentru această invitație care m-a adus aici în fața dumneavoastră să mă vedeți. Și în preajma Crăciunului vă urez sărbători fericite, la mulți ani, să vă dea Dumnezeu ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc! Mulțumesc și ție! De asemenea, cei mai vechi jurnaliști, fostul director al cotidianului Deșteptarea, Mihai Buzin. Este sau nu? Este. Amicul și fostul meu coleg nu se dezminte, pentru că l-am rugat să nu mă scoată în față atunci când l-am venit la această manifestare, el s-a răzbunat și mi-a dat cuvântul. Îmi face plăcere să constat că la o reuniune a scriitorilor băcăoani își găsesc locul și ziariștii. De altfel, fără ziariști, manifestarea n-ar putea fi reflectată. Deci, motivația există. Ce să vă spun? Am citit cândva, și mulți dintre dumneavoastră au citit, un roman celebru al unui scriitor român, la fel de celebru, Frumoși și nebuni ai marilor orașe. Avem și noi printre noi, și avem și noi aici, un nebun de un curaj formidabil. Acela de a-și asuma dificultățile și responsabilitatea organizării unor astfel de manifestări. Eu unul nu aș fi. Nu aș avea curajul să iau taurul de coarne să organizez o astfel de manifestare, pentru că știu ce înseamnă. Acest nebun curajos, cu care sunt prieten foarte bun, se numește Victor Munteanu. Îi urez mulți ani și să ne reîntâlnim an de an la
în această atmosferă frumoasă și nobilă. Vă doresc tuturor multă fericire și sărbători fericite. A vechilor jurnaliști și autentici este și Ștefan Olteanu, pe care îl invităm pe această conferință. Îi mulțumesc poetului Victor Munteanu, vechi prieten, pentru invitație, pentru tot ceea ce face pentru Bacău și, așa cum a spus și colegul Mihai Buzea, în primul rând pentru curajul deosebit de a organiza asemenea manifestări care au dus prestigiul județului Bacău în toate județele țării. Vă urez la mulți ani în toată inima să vă dorească bun Dumnezeu multă, multă sănătate. Să vă mulțumesc! De ansamblu folcloric, florile de la Cucuieț, floricelul de acolo, instructor părintele Irina Cernat. Vă mulțumim foarte frumos pentru invitație și în calitate de președinte al Asociației Florile din Cucuieț, vă dorim sărbători fericite de Crăciun, de Anul Nou și vă așteptăm și noi la Centrul de Creație Populară de la Cucuieț. Sărbători fericite! Bună dimineața, ți-a moșa ajuns, ne dați-o, nu ne dați, ne dați-o, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bună dimineața, ți-a moșa ajuns, ne dați-o, nu ne dați, ne dați-o, nu ne dați, ne dați, ne dați. Am venit și noi odată la un an cu sănătate, Domnul Sfânt să ne ajute, la povri și la nuci multe. Bună dimineața! Nici nu se așteptă. Nu, nu, hai să ne vedem, să vedem cum apare la microfon. În fața floricelului, nu așa. Dacă mai e un poet, făcea de mână. Așa surprinză foarte mare, eu vin din Sascut, sunt supraștinaș din Sascut. Și sunt onorat și o bucurie spirituală mă încearcă în mod deosebit în fața comunității scriitoricești băcăvane cu care am contactat abia în ultimii 4-5 ani foarte sporadic. Încă o dată îi mulțumesc domnului Victor Munteanu că nu mi-a spus că voi lua cuvântul, de aceea sunt extrem de emoționat în fața dumneavoastră. Vă doresc producții spirituale magnifice pentru anul care urmează și un an nou plin de împliniri și succese pe toate planurile. Încă o dată scuzați-ne emoția. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Te serafin, te slăbim.
pe profesorul de stat, doctor inginer, Vasile George Cuvie. Îi mulțumesc lui Victor Munteanu pentru invitația permanentă cu care mă onorează, el fiind unul dintre cei mai importanți vectori culturali ai României la această oră. Sunt mandatat să vă dau o veste bună. În urmă cu puțin timp, câteva săptămâni, a fost promulgată legea prin care ziua de 28 noiembrie a fost declarată Ziua Bucovinei. Să ne bucurăm pentru această recunoaștere și, în plus, aș vrea să vă recit o poezie pe care am scris-o acum aproape 40 de ani despre Bucovina. Calul. Intri pe Valea Sucevii din casă în casă și auzi un nechezat ca un insoare. Coborând opcina ca o fată frumoasă, amețită de horă și de sărbătoare. Tatăl meu e țăran și avea un cal sur și a întinerit cu el pădurea toată. Ce triști erau copacii și munții din jur când inima lui albă a încetat să bată. Urlă lupii în codri să ne înspăimânte. Calul meu frumos, calul meu cu minte. Oare zăpada va putea să-ți dea în loc de iarbă dragostea mea? Toată lumea îți preschimbă coama în poveste și tu vrei un stăpân și o pajiște înflorată. Iar țara mea de sus rămâne aici și este o inimă de cal cu zarea sfârtecată. Vă mulțumesc! La fântână.